Bun găsit! Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ne va oferi libertatea de a circula în orice stat membru al UE. Vom avea accesul la o educație de calitate, un nivel ridicat de trai, dar și o infrastructură modernă. Vorbim astăzi despre cum fiecare dintre noi poate contribui pentru a accelera procesul de preaderare, dar și de ce avem nevoie de un referendum acum. Cu invitații mei, Veceslav Burdeniuc, președintele Asociației Obștești Centru de Interacțiune Socială și Progres, Lidia Pădureac, istoric, prorectorul SARB și Grigore Guzun, expert în relații internaționale Watch Talk. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Vreau să începem emisiunea de astăzi prin a le spune celor de acasă, poate chiar și să le enumerăm cumva acele avantaje sociale pe care le-ar putea avea fiecare dintre noi, cetățenii Republicii Moldova, odată cu aderarea la Uniunea Europeană sau chiar începând în acest proces de preaderare, de pregătire, pentru că cumva cele mai multe schimbări în țara noastră se vor produce anume în acest proces de preaderare. Da, cu permisiunea noastră o să încep eu. Cred că trebuie să începem în primul rând cu anul 2014, când Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și ajungându-ne în 2024 și vedem câte persoane au călătorit în Uniunea Europeană, câte persoane lucrează acolo, cum studenții din Republica Moldova au beneficiat de diferite oportunități educaționale și vedem progresul în Republica Moldova la ceea ce ține anume și de statul de drept. Dacă vorbim de avantajele sociale pe care ne aduce, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că media salarială în Uniunea Europeană este 2000 de euro. Dacă facem comparație cu Republica Moldova, la moment e circa 600 de euro, 550. În dependență de țări, în unele țări este 4000, în altele țări 1300, de exemplu, dar media europeană e 2000. Dacă vorbim de pensii, de exemplu, media europeană este de 71% din salariul pe care o persoană îl are înainte de a se pensiona. În cifre, asta ar fi cam în jur de 1200 de euro. Acces la servicii medicale de calitate, de exemplu, avem programul UE pentru sănătate din 2021 până în 2027, cu un buget de circa 5,1 miliarde de euro. Deci UE își propune prin acest buget să îmbunătățească serviciile medicale în toate statele Uniunii Europene. De asemenea, avem acces la educație calitativă. În 2024, bugetul UE pentru educație este de 190 de miliarde. Asta, din acest buget beneficiază inclusiv și acum studenții din Republica Moldova. Deci sunt un set de avantaje care vom beneficia pentru integrarea europeană. În același context, aceste rezultate frumoase, evident că reprezintă un rezultat al activității instituțiilor de stat din cadrul Uniunii Europene și a oamenilor care trăiesc în aceste state. Dacă este să continuăm cu cifrele, să spunem lucrurilor iarăși pe nume, întrucât produsul intern brut mediu pe cap de locuitor în Uniunea Europeană este de circa 35.000 de euro, în comparație cu Republica Moldova, care este circa 5.000 de euro. Deci este o discrepanță enormă, fapt care dovedește odată în plus că politicile europene realizate la nivel național au efecte benefice pentru toată populația. Ba, o să zicem și mai mult că, de exemplu, protecția socială în Uniunea Europeană este una din cele mai bune din lume, întrucât Uniunea Europeană investește în domeniul protecției sociale anual 10 miliarde de euro. Deci noi ne dăm seama că ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană reprezintă o atracție pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Evident, asta nu înseamnă că cetățenii Republicii Moldova nu trebuie să-și facă tema de acasă și să se să accepte implementarea acestor politici europene la nivel național, să respecte acele legi care sunt valabile și în Uniunea Europeană și în Republica Moldova. Beneficii evident că ar fi foarte multe și atunci când fiecare din noi vede lucrurile bune din cadrul Uniunii Europene, se gândește că ar fi bine să se realizeze aceste lucruri și la noi acasă. Uniunea Europeană este un spațiu al libertății, este un spațiu al justiției și al progresului, fapt care au demonstrat-o nu prin declarații sau prin careva documente pur declarative adoptate, dar prin acțiuni concrete și prin rezultatele concrete pe care le au la moment. Соглашусь с коллегами и хочу отметить, что Европейский Союз – это территория прежде всего четырех свобод. Свобода перемещения людей, передвижения людей, свобода движения капитала, свобода перемещения товаров, а также свобода предоставления услуг. И стоит отметить, что наши граждане при вступлении в Европейский Союз будут пользоваться всеми правами граждан Европейского Союза. То есть смогут путешествовать, работать, учиться в Европейском Союзе, в любой стране, члене ЕС. Это касается также и бизнеса, потому что единое экономическое пространство позволяет и дает толчок развития бизнесу. Cum credeți, ce impact ar putea avea aderarea la Uniunea Europeană asupra nivelului de trai al cetățenilor noștri și cumva să vedem un progres? Pentru că toată lumea spune că vrem să trăim mai bine, vrem să avem, nu știu, case mai moderne, drumuri mai bune. Iată cum am putea vedea asta? Trebuie să înțelegem că procesul de integrare la Uniunea Europeană este unul reversibil. Deci, vrem, nu vrem, o să vedem rezultate atâta timp cât guvernarea va fi una de calitate. Depinde și de noi ca societate, dar și depinde în mare parte de cei care se află la cârma guvernării. Mai mult, dacă o să vedeți în istoria Uniunii Europene, nu este niciun stat care a aderat și care nu a întâlnit progrese. De exemplu, nu s-au majorat salariile sau alte chestii vizibile. Și ca un contraexemplu pot să vă dau exemplul Marii Britanii, care după ce a părăsit Uniunea Europeană, PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut cu 2%. Iar dacă acum ați face un sondaj acolo, majoritatea cetățenilor sunt pentru aderarea la Uniunea Europeană înapoi. De exemplu, dacă România, PIB-ul per capita în 2006 era de 5.600 de euro, cum este la noi acum. Iar în 2023 acesta este de 15.600 de euro. Deci s-a triplat. Salariile au crescut de la 300 de euro în 2007 până la 1.300 de euro acum. Deci vedem un stat care este un vecin și ne leagă o istorie comună, cum beneficiile după 17 ani de integrare în Uniunea Europeană, cum s-au triplat salariile și PIB-ul per capita. Deci, acesta este un proces, cum spuneam, ireversibil, dar depinde în mare parte și noi ca societate și de guvernare. De dorința și voința populației, întrucât Uniunea Europeană, ziceam, este un spațiu al democrației și nimeni nu vine cu forța armelor să zică trebuie să faceți parte din această comunitate, ba dimpotrivă, se respectă întru totul voința populației, dorința ei de a face parte din această familie, evident dacă respectă anumite norme care sunt valabile și funcționează în cadrul Uniunii Europene. Și atât aceste exemple concrete care au fost aduse aici, iarăși vorbesc cifrele de la sine, ne dăm seama cum nivelul de trai al populației crește atunci când sunt respectate anumite legi și atunci când instituțiile statului funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Vorbim despre faptul că populația și nu doar, în general, societatea din Republica Moldova poate accesa mai ușor fondurile europene. Este adevărat că și în prezent beneficiem de foarte mult ajutor din partea Uniunii Europene europene, un ajutor necondiționat și, în opinia mea, prea puțin se mediatizează acest ajutor la nivel local și probabil asta este, sau din această cauză, deseori populația se lasă dezinformată, anume din cauza că la nivel local populației nu îi se spune permanent pe banii cui s-au construit sau s-a reparat o școală, pe banii cui s-a amenajat un drum, pe banii cetățenilor din Uniunea Europeană, din impozitele pe care cetățenii din aceste state le achită statelor, noi primim acest ajutor, ca să nu mai vorbesc despre ajutorul imens pe care l-am avut odată cu criza energetică din Republica Moldova. Să recunoaștem, peste 40% din cheltuielile populației din Republica Moldova pe energie electrică termică au fost în mare parte acoperite din ajutoarele care au venit din Uniunea Europeană. Deci accesarea unor fonduri pe diferite dimensiuni, asta ar permite creșterea și mai intensă a economiei statului nostru. Deci la moment avem aceste ajutoare, dar integrarea în Uniunea Europeană ar permite și mai multe activități pe acest segment și nu doar să beneficiem de anumite ajutoare, dar anume țara noastră să se integreze în procesele care au loc în Uniunea Europeană, astfel încât noi singuri să putem face la noi acasă Europa. Nu este un slogan, este o realitate. Noi nu putem să așteptăm de fiecare dată ca cei din Uniunea Europeană doar să ne ajute. Noi trebuie să ne integrăm pentru a putea face lucrurile la fel de bine cum se fac acolo. Если честно, сложно что-то добавить к тому, что сказали коллеги. Я действительно соглашусь, что при вступлении в Евросоюз сложно будет не разглядеть повышение уровня жизни. Те объемы инвестиций, которые сейчас в Республике Молдова внедряются в инфраструктурные проекты, проекты образования, культуры, спорта, абсолютно во все сферы нашей жизнедеятельности, они уже повышают уровень жизни наших граждан. И тут возникает резонный вопрос. При вступлении в Европейский Союз, когда мы будем иметь доступ не к части этих фондов, а к полным, скажем так, суммам, то я считаю, что это действительно будет бросаться в глаза, и наши граждане почувствуют в скором времени улучшение, повышение уровня жизни. Un moment foarte important pentru tot ce se întâmplă în Republica Moldova este și calitatea educației. Ori deseori ne plângem, de exemplu, pe situația din școli, din grădiniță. Adolescenții își doresc studii de calitate în colegii, universități. Avem și o migrare, să zic așa, destul de pronunțată a tinerilor studenți în țările Uniunii Europene pentru a primi studii de calitate, ori având cumva perspective mari aici în țară și cunoscând oportunitățile ulterioare după absolvire, am putea opri cumva, da, această dorință sau liberaliza cumva circulația studenților, de ce nu, și atrage și mai mulți studenți aici în Moldova. A opri, dar nu forța. Da, exact. Adică dorința să fie acea temeinică de a rămâne, pentru că cumva, da, ne dorim experiențe mari, cunoștințe multe, dar uneori studentul pleacă pentru că își dorește ceva mai mult să primească în universitate și caută undeva acolo în altă parte. Dar știind că are toate oportunitățile aici pe loc, cred că nu ar pleca. Apreciem mult libertatea de alegere a tinerilor atunci când vorbim de instituții de învățământ. Chiar cred în educație, întrucât cu siguranță, inclusiv educarea valorilor europene sau educarea populației în spiritul valorilor europene, trebuie să înceapă din creșă, grădiniță, gimnaziu, liceu, universitate și doar în felul acesta consecințele acestei educații vor fi de lungă durată. dată. Doar în felul acesta populația nu se va lăsa ușor manipulată sau dezinformată, va înțelege falsurile mai simplu. Dacă vorbim de sistemul de învățământ din Republica Moldova, să cunoască și toți telespectatorii că de fapt noi suntem parte componentă a învățământului european prin procesul de la Bologna. O să zic și mai mult, avem instituții de învățământ superior din Republica Moldova acreditate instituțional și internațional, inclusiv Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, care a fost acreditată de agenția ARACIS din România, anume pentru nivelul înalt al calității studiilor de aici, din Republica Moldova. Și acum avem acces la burse, la mobilități, Erasmus+, mobilități pentru studenți, mobilități pentru cadre didactice. Studentul poate merge într-o universitate europeană pe 1, 2, 3, 4 semestre în dependență de specialitate, în dependență de programul la care s-a înscris. Se echivalează studiile realizate în o instituție de învățământ din europeană cu cele de aici și viceversa. Deci este o mobilitate care funcționează de mulți ani aici în Republica Moldova. Dar cu toate acestea, integrarea europeană a Republicii Moldova va facilita și mai mult accesul studenților noștri la aceste mobilități în cadrul Uniunii Europene. Deci vor fi și mai multe posibilități pentru studenți. Atunci când vorbim despre accesul la diferite fonduri europene pe dimensiunea sistemului educațional, cu siguranță aceste fonduri vor fi mult mai mari prin colaborare și prin inițiative educaționale comune dintre țările Uniunii Europene și instituții de învățământ din Republica Moldova. Deci nu vom fi doar ca o instituție sau ca instituții care doresc doar să beneficieze de ceva. Vom crea împreună, vom avea aceste posibilități, accesarea fondurilor europene care ar permite și mai mult modernizarea spațiilor a acelorași grădinițe, licee sau universități. Să zicem că și în prezent, prin proiectul Băncii Mondiale, practic au fost investite peste 14 milioane de euro în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, anume pentru a dota mai bine laboratoarele care sunt aici. Și exact așa cum spuneați dumneavoastră, atunci când studentul, tânărul, are acces la tot ceea ce au acces și studenții din instituțiile din Europa, cu siguranță alegerea va fi și în favoarea Republicii Moldova pentru a rămâne acasă, a acumula o anumită experiență și în anumite țări din Uniunea Europeană sau instituții concrete din UE, dar a implementa ceea ce au acumulat acolo, aici acasă, fiindcă în felul acesta vom putea progresa. În felul acesta ne vom putea bucura de rezultate bune comune. Eu sunt unul din norocoșii studenți care am beneficiat inclusiv de programul Erasmus+, de mobilitate în Uniunea Europeană și diferite alte burse. Și uitați-vă că am revenit acasă, adică chiar și am făcut o master psihotare și am revenit și observ acum un trend că studenții care pleacă psihotare revin acasă. Și cred că cu procesul de integrare europeană tot mai mulți studenți o să revină, pentru că în Republica Moldova chiar sunt mai multe oportunități acum. Și cu procesul de integrare europeană o să apară tot mai multe joburi și vedem și salariile cresc. Deci eu cred că trebuie ca un student să aibă și o experiență internațională, dar, desigur, noi ne dorim ca să-i păstrăm aici acasă. Subscriu întru totul. Chiar astăzi am avut o activitate comună, am avut o aspeție de la Ambasada Regatului Țărilor de Jos și în cadrul delegației era și un tânăr care și-a făcut studiile în Olanda și a revenit în Republica Moldova și menționa exact același lucru. Oportunități de angajare în Republica Moldova sunt multe și din colegii cu care a fost împreună acolo, marea parte au revenit în Republica Moldova și asta ne bucură foarte mult, întrucât cei care reușesc să facă o mobilitate sau reușesc să obțină chiar studii în țările din UE, decid să vină acasă, să pună umărul la dezvoltarea țărilor ca să devină parte componentă a familiei europene. Noi vorbim despre dezvoltarea țării noastre, dar un moment destul de important este și infrastructura propriu-zisă, o structură modernă care ar putea ajuta la creșterea și dezvoltarea economică, socială a țării noastre. Poate am observat chiar și o reducere a sărăciei și o creștere a standardelor la nivel local de viață. Eu cred că noi nu putem vorbi despre dezvoltare economică dacă nu vorbim despre dezvoltarea infrastructurii. Deci, business-ul are nevoie de infrastructură bogată, are nevoie de drumuri bune, are nevoie de poduri, are nevoie de căi de acces, pentru că acest lanț logistic să devină mult mai profitabil și pentru ei. Și atunci când noi avem o dezvoltare a infrastructurii, atunci produsul final devine mai ieftin. Deci, cumva și nivelul de sărăcie scade, pentru că produsele sunt mult mai accesibile pentru toate persoanele. Uniunea Europeană are un buget pentru dezvoltarea infrastructurii și vreau să vă spun mai multe. De exemplu, noi suntem o țară, ne considerăm o țară agricolă, avem politica agricolă a Uniunii Europene, care 40% din bugetul Uniunii Europene practic merge pentru politica agricolă. Avem foarte multe pământuri nearabile care putem profita de ei. Deci subvenția Uniunii Europene per hectare este de 260 de euro. Deci integrarea europeană ne permite și ne dă aceste avantaje ca să profităm la maxim de ceea ce avem. Și Republica Moldova are potențial. Dacă mergeți prin țară, vedem potențial, avem foarte mult pământ care putem beneficia și putem deveni chiar un hub important pentru Uniunea Europeană în ceea ce ține de domeniul agriculturii. Chiar dacă unii spun că avem Franța, avem Italia, Spania, nu, fructele moldovenești sunt foarte apreciate în marketul european. Chiar și exportul, ultimul timp, deci cota parte din exportul Republicii Moldova în țările din Uniunea Europeană este de 65%. Deci o cifră la care nu ne-am fi putut gândi mai mulți ani în urmă că este posibil așa ceva. Dar atunci când vorbim despre dezvoltare economică, să privim toate lucrurile într-un complex și în interacțiune, întrucât orice reformă în domeniul economic, evident că are nevoie de o stabilitate, de siguranță, reforma justiției care se realizează cu anumite dificultăți în Republica Moldova, nivelul înalt al corupției care încă există. Deci sunt aspecte pe care încă trebuie de lucrat mai mult pentru ca efectele acelor acțiuni în domeniul economic să fie vizibile. Deoarece noi înțelegem că se fac mulți pași concreți pentru a micșora sărăcia populației în Republica Moldova. Multe reforme se realizează mai greu, anume din cauza că există niște așa, un set de aspecte mai grave, moștenite din trecut, cum ar fi corupția, cum ar fi ceea ce se întâmplă în domeniul justiției și noi trebuie să fim încrezători că odată cu integrarea în cadrul Uniunii Europene, lucrurile vor merge mai bine și sub aceste aspecte. Dacă vrem siguranță și dacă vrem să funcționeze legea în favoarea cetățenilor, trebuie fiecare din noi să contribuie prin onestitate, prin modalitatea de a fi la locul său de muncă, așa încât să nu ne plângem că este rău și să nu facem nimic. Deci dacă nu vom face nimic și vom aștepta ca cineva să vină și să ne rezolve problemele, cu siguranță nu vom reuși. Deci atunci când vorbim despre integrare europeană, eu aș pune în capul mesei și responsabilitatea cetățenilor Republicii Moldova, care asumat vor decide ceea ce își doresc. Pentru a realiza ceva, trebuie să muncești împreună cu toți ceilalți. Nu este corect să parazitezi pe seama altor cetățeni sau cetățenii din alte state. Trebuie să contribuim și noi, așa cum o fac și cetățenii statelor din Uniunea Europeană. Да, если мы говорим про инфраструктуру, стоит отметить, что такая инфраструктура, как дороги, железные дороги, порты, и телекоммуникации, они в значительной степени упрощают логистику, увеличивают товарооборот, тем самым повышая ВВП нашей страны. Если мы говорим о такой инфраструктуре, как система водоснабжения, канализации, электроснабжения, высокоскоростной интернет, естественно, это тоже упрощает жизнь гражданам, увеличивает их уровень жизни. И как положительный пример можно привести, что 25 июля 2023 года на юге республики на национальной дороге Кишинев-Джурджулешты участок дороги протяженностью 55 километров, он был реконструирован полностью за деньги Европейского Союза. На церемонии открытия данного участка присутствовала также президент Республики Молдова, глава Европейского банка реконструкции и развития. Всего на данный участок Европейский Союз инвестировал около 180 миллионов евро. То есть это уже прямые преимущества, прямая выгода нашей страны. Естественно, этот случай не единичен. Такие случаи ремонта дорог есть и на севере республики, в центре республики. И, конечно, было бы неправильно говорить только о ремонте дорог. Это и водоснабжение сел, которое происходит, и действительно мало, конечно, освещается в средствах массовой информации. Это проведение канализации, высокоскоростной интернет в школах и университетах, и все это делается также при поддержке Европейского Союza. Și doar să adaug, noi vedem trendul ăsta și unul natural că lumea de la oraș trăiește mai bine decât lumea de la sate. Uniunea Europeană foarte mult finanțează diferite inițiative și afaceri mici sau mijlocii în ceea ce ține dezvoltarea rurală. Și am chiar cunoscuți în România care au beneficiat de granturi pentru a deschide afaceri anume la sat, pentru a folosi tot această bogăție, hai să spunem, a țării. Și ca un exemplu pot să dau Olanda, care de fapt îi folosesc orice metru de pământ din Olanda și este și foarte scump, deci ei avantajează și pe ei anume aceste granturi oferite de UE pentru dezvoltarea rurală. Dacă e să vorbim aici despre serviciile medicale performante, ce așteptări ar avea cetățenii atunci când vorbim despre medicină? Естественно, если мы говорим про медицину, развитие медицинской инфраструктуры также влияет на восприятие нашими гражданами процесса евроинтеграции. В первую очередь это модернизация клиник и больниц. Как пример можно привести проект строительства в муниципии Бălți региональной больницы, на которой выделено 106 миллионов евро, из которых 86 миллионов это кредит со стороны Европейского Союза, а 20 миллионов это уже вложение нашего государства. Оснащение больниц современным оборудованием тоже играет важную роль. К примеру, в прошлом году в Центре здоровья Леова была принята партия из 230 новых компьютеров, 300 пакетов первой помощи при анафилактическом шоке, 70 автоматизированных дефибрилляторов. Для нашей страны, для нашей медицинской системы эта помощь, конечно, значительна. Что касается медицинских кадров, естественно, существуют программы обмена опытом, тренинги, поездки на международные симпозиумы, когда наши врачи возвращаются, обладая передовым опытом в медицине, что, естественно, улучшает качество предоставления медицинских услуг в Республике Молдова. Noi deja beneficiem de foarte mult sprijin din partea Uniunii Europene. Pur și simplu, deseori, cetățenii Republicii Moldova se fac a nu vedea unele lucruri, că atunci când mergem la un spital sau la o clinică și vedem aparatajul care este performant, modern, exact, și vedem acolo că este arătat că vin din banii care au fost donați de țările din Uniunea Europeană, trebuie să recunoaștem acest lucru. Este adevărat că în cazul în care avem nevoie de anumite intervenții, de exemplu chirurgicale, în țări din UE, situația este mai dificilă și iată, în acest context, integrarea în Uniunea Europeană va facilita acest acces la instituțiile medicale și la tehnica performantă care este în Uniunea Europeană și în unele clinici specializate pe anumite domenii și cu siguranță vor fi clinici specializate și în Republica Moldova, astfel că din alte țări vor putea veni aici, fiindcă vom fi o familie comună, nu doar prin trecutul nostru istoric european, dar și prin viitorul pe care noi ne-l dorim. Plus aș adăuga aici că însăși acum cetățenii noștri care au dublă cetățenie României, ei beneficiază de servicii medicale în Uniunea Europeană. Și oamenii preferă să meargă acolo. De ce? Pentru că calitatea serviciilor oferite este foarte înaltă. Deci avem un avantaj. După cum spuneam recent, bugetul la Uniunea Europene pentru programul de sănătate este de 5 miliarde pentru perioada 2021-2027. Deci noi avem nevoie de acești bani ca să îmbunătățim serviciile noastre medicale, dar este și o chestie de care este capacitatea noastră de absorbție a acestor bani. Aici cred că ar trebui să mai lucrăm, dar oportunități sunt, așa că cred că depinde totuși de noi aici. Așa este. Dacă să vorbim despre parteneriate și relațiile internaționale a Republicii Moldova, cum ar putea ea fi echilibrată, integrarea în UE și aceste parteneriate cu alte țări? Dacă vorbim la nivel de legislație, Republica Moldova acum este în proces de armonizare a legislației cu legislația comunitară. Asta nu înseamnă că Republica Moldova nu poate să aibă relații bilaterale sau relații multilaterale cu alte state. Inclusiv cu Federația Rusă noi putem să avem relații, după cum are, de exemplu, Ungaria. Păstrează încă relații cu Federația Rusă, chiar dacă Federația Rusă este un stat agresor. Dacă vorbim de aderare la alte blocuri economice, de exemplu cum este alternativa care încearcă cineva să ne vândă Uniunea Economică Eurasiatică. Deci nu este posibil. Pentru că noi ne luăm careva angajamente față de Uniunea Europeană, noi armonizăm legislația să avem un market comun, să avem un spațiu comun și de asta nu putem să știți cum, să mergem în pe două drumuri separate și să încercăm să luăm avantaje de la fiecare. Nu. Dar ceea ce țin de relații bilaterale și multilaterale, suntem liberi să ne alegem partenerii, să negociem, să avem relații cu toate țările din lume. Uniunea Euroasiatică, de fapt, nu există, dacă să luăm așa, nu funcționează, hai să zicem. Și atunci când, de exemplu, cetățenii Republicii Moldova au alternativă, da, de a alege o comunitate liberă, o comunitate în care se respectă drepturile și se respectă egalitatea statelor membre și a alege într-o altă variantă în care, prin constrângere, statele sunt forțate să accepte una sau alta, cu siguranță țara ar trebui să facă o alegere corectă. Exact așa cum menționați, faptul că ai aderat la Uniunea Europeană nu presupune că nu poți avea relații bune cu alte state sau nu poți avea relații externe cu alte state. Deci politica externă a statului ea rămâne, doar că ea trebuie să țină cont de politicile europene, de angajamentele luate de statul respectiv. Și, de exemplu, dacă statul decide că își păstrează politica sa de neutralitate, are toată libertatea să o facă. Deci Uniunea Europeană nu vine cu un dictat și asta este partea bună a lucrurilor. E altceva că atunci când, de exemplu, un stat încearcă să-și contureze niște relații mai deosebite cu unele state care sunt autoritare sau agresoare, tot nu este corect. Deci, dar rămâne la discreția statului atitudinea pe care o are și vectorii din politica sa externă. O politică externă de sine stătătoare este posibilă, dar în limitele politicii externe a Uniunii Europene. Ne-am asumat să fim toți împreună, ne-am asumat să ne susținem reciproc, ne-am asumat anumite politici pe care le promovăm promovăm, înseamnă că le respectăm. Istoric, când s-a creat prima comunitate europeană, statele nu știau la ce vor ajunge. Iată, primele state fondatoare, ele au riscat mult. Acordul a fost încheiat pe 50 de ani. Ele nu știau, nu aveau un exemplu în față pe care să vadă ce s-a întâmplat, cum s-au realizat lucrurile și iată, să ținem cont de niște greșeli. Ei a fost o activitate de pionierat și rezultatele acestei încrederi reciproce pe care le-au avut statele între ele au fost peste măsura așteptărilor. De asta și într-un ritm destul de rapid Uniunea Europeană s-a extins și domeniile pe care a început să colaboreze de asemenea s-au extins și s-au aprofundat. De aceea, dacă vorbim de o familie, așa cum este într-o familie și atunci când lucrurile stau foarte bine și trebuie să ne ajutăm reciproc, ne ajutăm. Și atunci când lucrurile stau un pic mai rău și trebuie să ne ajutăm, de asemenea ajutăm. Deci acest respect reciproc dintre state, cred că este demn de toată admirația. Вступление в Европейский Союз не подразумевает отказ от уже существующих отношений с международными организациями, потому что Республика Молдова состоит и в ООН, имеет хорошие отношения с ОБСЕ, Всемирной торговой организацией. Если мы говорим про региональный уровень, это и Черноморское экономическое сообщество. И здесь стоит понимать, что вступление в Евросоюз не значит выход из этих организаций или не значит автоматическое вступление в другие организации. В том числе, если мы берем распространяемые нарративы в последнее время, что Республика Молдова при вступлении в Европейский Союз будет обязана вступить в НАТО. Такого условия в договоре о Европейском Союзе нет. Это является, скажем так, опциональным условием. И никто нас не обязывает вступать в какие-то военно-политические блоки или отказываться от каких-то, от участия в международных организациях. И это важный аспект, потому что тот уровень распространения дезинформации, связанный с этим вопросом, он сейчас в период подготовки к выборам и референдуму значительно возрос и, к сожалению, играет большое значение для наших избирателей. În același context, dacă ne referim la capacitatea de apărare a Uniunii Europene, bine, majoritatea, o mare parte din state, securitatea este garantată de NATO, de Organizația Atlanticului de Nord, dar toate statele au libertatea de a face alegerea cum își garantează securitatea. Hai să menționăm și un alt aspect, că fiecare țară membră a Uniunii Europene și are propriile forțe armate. Nu există o armată comună a Uniunii Europene. Dacă am unit toate forțele armate, armatele din statele, din cele 27 state membre ale UE, ar fi peste 2,50 milioane de ostași, în comparație, de exemplu, cu Statele Unite ale Americii, 1,50 milioane. Deci, capacitatea de apărare a fiecărui stat al Uniunii Europene este destul de mare, dar rămâne la discreția statului care vine în componența Uniunii Europene de a-și păstra neutralitatea. Nimeni nu a obligat statele neutre care sunt membre a Uniunii Europene ca să-și schimbe acest statut. Ele au decis cum vor. E altceva că multe state dimpotrivă și-au dorit să devină parte componentă a acestei organizații NATO, dar asta a fost la decizia populației acestor state. Și ca să adaug, totuși în Uniunea Europeană avem 4 membri a Uniunii Europene care nu sunt membri NATO. Și după cum spunea doamna prorector, unele state au decis să devină membri NATO după ce Rusia a atacat Ucraina. Vorbim despre Finlanda și Suedia. Suedia, tradițional, țară neutră de 300 de ani și după invazia Federației Rusă în Ucraina a decis că are nevoie de parteneri puternici, are nevoie de un scut al NATO și a decis să devină membri NATO. Opinia mea este că Republica Moldova ar trebui în scurt timp să devină membru NATO de asemenea. Noi vedem ce se întâmplă în Ucraina. Nimeni niciodată nu și-a gândit că Rusia va putea să atace Ucraina. Două state vecine cu relații foarte bune, relații de frăție și uitați-vă că asta s-a întâmplat. Nimeni nou nu ne garantează că mâine nu ne trezim cu tancurile rusești la granița cu Republica Moldova. Deci nu este o chestiune... Nu se condiționează. Nu se condiționează, da, aderarea noastră la Uniunea Europeană cu cea a NATO, dar eu sunt un promotor a aderării la NATO. Fiecare are dreptul la opinie și exact așa cum au menționat și colegii, rămâne ca Republica Moldova să decide ceea ce dorește și mai există aici o formă de dezinformare legată de problema teritoriilor din stânga Nistrului. Permanent se insistă asupra faptului nu e posibil această integrare din cauza, iată, probleme care există cu raioanele din stânga Nistrului. Atunci haideți să deschidem și alte paranteze. În cadrul Uniunii Europene avem diferite situații. De exemplu, Danemarca. Parte componentă a Danemarcei este Groenlanda. Groenlanda are autonomie și nu este parte componentă, de exemplu, a UE. Așa au decis ei în interiorul țării și în interiorul, de exemplu, acestei autonomii. Spre un exemplu. Alt exemplu, Cipru. Așa s-a întâmplat. Turcia și-a impus dominația în partea de nord a Ciprului. Dar asta nu a încurcat Ciprul ca să devină membru al Uniunii Europene. Deci, orice situație complicată, ea poate fi soluționată într-o anumită formă în favoarea populației țării, dacă există voință politică și dorință și dacă populația țării știe concret ceea ce își dorește. Vreau să vorbim și despre un dialog, de fapt, mai deschis și o participare activă a societății civile în acest proces de integrare în Uniunea Europeană și în tot ce ține de organizarea referendumului. Cum s-ar putea ea implica astfel încât să aibă de câștigat toată lumea? Да, действительно, диалог между государством и гражданским обществом – это одна из важных составляющих частей успешной евроинтеграции. Во-первых, это информирование. Государство должно проводить информационные кампании, используя различные каналы, телевидение, СМИ, социальные сети, в которых оно объяснит нашим гражданам, зачем нам это нужно, процесс вступления. То есть это не одномоментная акция, вот мы вступили в Европейский Союз, все у нас хорошо. Этот процесс длится годами, десятилетиями. Давайте вспомним пример Турции, которая с 2005 года ждет следующего этапа. Вторым фактором, который влияет на диалог между государствами и гражданским обществом, является создание платформ. Это могут быть даже онлайн-платформы, форумы, где граждане смогут обсуждать вопросы евроинтеграции. Здесь как пример я могу привести Исландию, которая в процессе внесения изменений в Конституцию действительно создали онлайн-платформы, где граждане могли обсуждать эти изменения, вносить какие-то свои предложения. И хочется отметить, что власти Исландии не прислушивались к этим изменениям и действительно приняли позицию граждан, естественно, она должна быть обоснованная. Поэтому данные платформы могут стать хорошим подспорьем в евроинтеграции. И, естественно, мы берем общественные организации, НПО, государство предоставляет гранты на проекты, на инициативы этих организаций, которые уже действуют в этом направлении. Как мы знаем, есть много уже кампаний информационных, реализованных общественными организациями Республики Молдова, которые продвигают идею евроинтеграции и продвигают ее в достаточно корректной форме, без каких-либо нарративов, перегибов. То есть все это делается с целью корректного информирования граждан. Doar că uneori această corectitudine vine și în defavoarea societății. Noi avem o serie de impedimente atunci când vorbim de procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Impedimente care țin în mare parte de propaganda rusă, care continuă și cu intensitate tot mai mare și mai mare vine peste cetățenii Republicii Moldova. Deseori rezistența la această manipulare a populației nu este așa cum noi ne-am dorit-o, în sensul că oamenii se lasă dezinformați, acceptă o informație care este falsă și agresivă, nocivă pentru societatea noastră, dar iată așa oamenii rămân captivi în această dezinformare și lucrul ăsta este cumva în detrimentul, chiar în mare parte, în detrimentul procesului de integrare. În opinia mea, orice persoană care dezinformează, orice persoană care instigă la violență, care promovează o politică împotriva statului în care el trăiește, împotriva statului din care el face parte. Deci această persoană obligatoriu trebuie să poarte responsabilitate, să fie trasă la răspundere. Este inacceptabil ca această dezinformare să rămână nepedepsită, fiindcă lucrul acesta încurajează și mai mult pe cei care într-o formă obraznică multiplică falsurile și le distribuie în societate. Deci și asta nu are nimic de a face cu limitarea drepturilor la opinie, fiindcă atunci când cineva promovează conceptul de crimă, această persoană trebuie să răspundă și persoana trebuie să cunoască că în cazul în care acceptă să susțină un stat agresor, să susțină războiul împotriva unor teritorii, agresiunea împotriva unei populații pașnice, persoana trebuie să înțeleagă că aceasta nu este o simplă dezinformare. Deci aceasta este o încălcare a legii și probabil aici instituțiile statului din Republica Moldova trebuie să vină cu o politică mai dură, anume pe dimensiunea dezinformării și propagandei care este în ultimul timp foarte agresivă în Republica Moldova. Dacă vorbim despre procesul nostru de aderare la UE, pentru mine una din provocări care eu văd la moment este în ceea ce ține de armonizarea legislației și aici am vedere că acesta este un proces foarte complicat și foarte lung, deși avem suportul partenerilor din România. Cred că soluția aici ar fi să atragem aceste talente sau studenții, diaspora de peste hotare să vină să lucreze în instituțiile statului, dar înțelegem că salariile nu sunt cele mai bune, înțelegem că poate condițiile nu sunt cele mai bune, dar asta ar fi o soluție și este acum un program guvernamental de a oferi burse pentru cei care vin din diaspora pentru o perioadă de 5 luni. Cumva este o perioadă destul de bună pentru a se integra și aș încerca forțele aici acasă. După cum spuneam și mai recent, că oportunități, Republica Moldova oferă acum multe oportunități și o să ofere încă și mai multe în cadrul acestui proces. De asta văd aici o provocare, aș spune. Aș vrea, nu știu, ar fi bine ca poate salariile să mărească, dar cu toții înțelegem că ca să mărim salarii, trebuie să producem mai mult sau trebuie să avem investiții pe care le facem sau oameni din exterior care să revină acasă, să avem mai mulți oameni angajați și atunci și salariile o să crească și pensiile o să crească. Și știți, incertitudinea economică suprapusă unei politici sau unei atitudini nu întotdeauna corecte a clasei politice din Republica Moldova, suprapuse faptului că noțiuni importante cum ar fi democrația s-au devalorizat din cauza că au fost folosite prea des de oameni care nu erau onești și oameni care nu au vrut binele Republicii Moldova. Toate acestea creează un sol destul de fertil pentru propaganda care vine din exterior și pentru dezinformarea care masiv este ultimul timp în Republica Moldova. De aici o concluzie, clasa politică trebuie să fie mai fermă, indiferent de, hai să spunem așa, culoarea pe care o reprezintă fiecare partid, trebuie să vadă foarte clar în contextul actual că Uniunea Europeană este alternativa cea mai bună pentru Republica Moldova, pentru a crea aici în continuare un stat de drept, pentru a asigura oamenilor drepturile și libertățile. Se insistă asupra faptului că oamenii care nu au stat în detenție nu pot prețui ce înseamnă libertatea. Deci oamenii în Republica Moldova, societatea civilă, clasa politică, trebuie să prețuiască această libertate pe care noi o avem aici. Noi putem astăzi discuta aici la emisiunea dumneavoastră, noi putem discuta în alte medii, noi putem discuta cu organizații organizații neguvernamentale. Noi ne putem expune liber opiniile noastre dacă ele nu vin în contradicție cu ceea ce este uman. Da? Și tot asta este posibil doar datorită faptului că trăim într-o societate în care democrația încă rămâne o valoare. Vorbind despre libertate și democrație, chiar vreau să vă întreb cumva care ar fi principalele preocupări legate de suveranitatea națională în contextul aderării la Uniunea Europeană și cum pot fi acestea gestionate pentru a asigura beneficii maxim pentru țara noastră. Da, taman, aici o să folosesc oportunitatea să dezmint acest fals că Republica Moldova își pierde suveranitatea. Totodată, cu aderarea noastră la Uniunea Europeană, este normal, noi transferăm careva competență de suveranitate instituțiile europene. Instituțiile europene sunt compuse din cetățeni europeni, inclusiv cetățenii Republica Moldova. Am în vedere pe viitor. Ce înseamnă asta? Să nu înseamnă că ne pierdem din suveranitate, dar exercităm suveranitatea într-un cadru mai larg. De exemplu, noi avem șansa să influențăm careva lucrul și politic, de exemplu, în politica comercială, pentru a atrage mai multe fonduri. Putem să negociem în așa fel încât acestea să aducă beneficii Republicii Moldova. Deci, ne exercităm, după cum spuneam, suveranitatea într-un cadru mai larg, unde, da, uneori vom trebui să renunțăm la interesul nostru pentru interesul european, dar cele de mai multe ori o să putem să ne impunem interesele noastre. Și atunci o să avem o piață de desfaceri mai mare, atunci o să putem să atragem investitori mai mulți și așa o să îmbunătățim viața cetățenilor din Moldova. Pur și simplu, mecanismul prin care funcționează Uniunea Europeană asigură această egalitate a statelor. Suveranitate, ce înseamnă suveranitate? Este dreptul poporului de a decide ceva. Deci poporul în interiorul statului decide ceva. Și dacă ne asumăm să fim împreună cu ceilalți, evident că trebuie să decidem de comun acord. Și vocea statului membru a Uniunii Europene este o voce puternică. Există subiecte în care, dacă cel puțin un stat din cele 27 este împotriva luării unei decizii, există dreptul de veto și decizia nu este luată până când nu se atinge un compromis. Și nu contează care este această țară, că este Bulgaria, unde produsul intern brut este un pic mai mic decât în alte state, sau că este Luxemburgul, care abia de-l găsim pe hartă. Deci fiecare stat își are vocea sa în cadrul acestei familii și este ascultat și în cazul dacă apare o problemă. Deciziile nu sunt luate prin bătaia cu pumnul în masă sau prin forțarea de obligatoriu de a lua această decizie. Deciziile se iau prin discuții și în cazul în care un stat folosește dreptul de veto, celelalte state au posibilitatea să identifice argumentele necesare sau să audă vocea acestui stat și să vadă ce este împotrivă. Ceva înseamnă că nu este în regulă și până nu se atinge numitorul comun pentru a lua o decizie care este benefică pentru toți și este în interesul tuturor. Deci nu se trece la formă de violență. În asta, probabil prin asta și există și rezistă atâta timp Uniunea Europeană și este o comunitate în care țările își doresc să facă parte din comunitate și Uniunea le pune niște condiții. Dacă le respectați, faceți parte, sunteți membri ai familiei noastre. Dacă nu, nu. Deci nu este o Uniune care forțat obligă statele, hai să ne extindem că noi vrem să ne extindem. Și din această cauză popoarele au și atitudinea respectivă. Din această cauză, rândul, așa cum spunea și colegul, pentru membri de a deveni membri ai Uniunii Europene încă este. Sunt state care își doresc cu tot din adinsul să devină parte componentă a Uniunii Europene, dar deocamdată nu respectă acele criterii, exact acele politici democratice care există în cadrul UE. Да, действительно, я добавлю к тому, что сказали коллеги. В нашем обществе в последнее время ведутся широкие дискуссии относительно суверенитета. И действительно, Европейский Союз, если мы будем использовать принцип надгосударственности, к примеру, касаемо внешней политики. Все государства-члены Европейского Союза должны соблюдать один вектор внешней политики. Не бывает такого, что из всех, допустим, 27 государств, у каждого своя внешняя политика, и они не могут решить, какую действительно они будут ее проводить. Но нам никто и ничто не мешает принимать участие в разработке этой внешней политики. активное участие и с учетом наших национальных интересов. То есть большой проблемы в так называемом потере суверенитета ее нет. То есть если у нас будет позиция нашего государства проактивная в разработке этих политик и принятии решений, я думаю, у нас не будет никаких stăpânevenii, da, beton. Exact legat de politica externă, exact este acel subiect în care este acest principiu, dreptul de veto, adică se ține cont absolut de fiecare decizie a fiecărui stat. Politica externă, da, poate avea statul și cu alte țări, dar ea nu trebuie să depășească acel vector stabilit de Uniunea Europeană. Dar în rest, relații de colaborare, țările din Uniunea Europeană au relații foarte bune și diferite, diverse, cu alte state care nu fac parte din Uniunea Europeană și nimeni nu vine să le dicteze că asta se poate, asta nu se poate. Există o politică comună și dacă ceea ce faci tu la nivel de relații dintre alte două state nu contravine cu această politică externă a Uniunii Europene, totul este în regulă și suveranitatea chiar se respectă aici. O să zicem și mai mult, cetățenia europeană nu anulează pe cea națională. Deci ea vine complementar la cetățenia națională. Uniți prin diversitate, este lozinca Uniunii Europene. Suntem diferiți sub diferite aspecte, dar avem niște valori comune care ne unesc și faptul că noi le respectăm și respectăm aceste legi de comun acord ne face să trăim bine și să avem rezultate bune și în domeniul economic, și în domeniul sănătății, și în domeniul educației, în toate. Și pe final vreau să le explicăm celor de acasă de ce este totuși important, crucial, organizarea unui referendum, anume în acest proces de preaderare la UE. Dacă deschidem Constituția Republicii Moldova, la articolul 2 scrie că suveranitatea aparține poporului, deci poporul este cel care trebuie să decidă încotro merge Republica Moldova. Și uitați-vă că am avut multe partide și mulți politicieni tot au vorbit că noi vorbim despre integrare europeană, dar nu am dat voie cetățenilor să se expună. Și atunci președintele Republicii Moldova a decis că este momentul să trecem printr-un așa exercițiu, să oferim cetățenilor dreptul de a vota. Mergem spre Uniunea Europeană sau nu. De asta este foarte important și este natural. Toate statele din Uniunea Europeană au trecut prin așa un exercițiu. Mai devreme sau mai târziu ele au fost organizat. Avem, ok, trebuie să spunem că și avem cazul Norvegiei, care a trecut de 2 ori prin așa exercițiu și populația a refuzat. Pentru că, nu știu, nu vor. Diferență de 2%, scuze. Da. Și o diferență foarte mică și autoritățile statului au ținut cont de părerea cetățenilor. Dar trebuie să menționăm că totuși Norvegia este un pic diferită, o țară nordică cu mai multe oportunități decât Republica Moldova. Și iarăși, ca să dezmint și un fals, chiar dacă eu sunt convins că acest referendum o să aibă succes și o să avem o legitimitate de care avem nevoie. Dar chiar dacă trebuie să menționăm că asta nu înseamnă că dacă rezultatul referendumului nu influențează cumva parcursul nostru european. Noi vom merge mai departe în orice caz. Dacă va fi nevoie, va fi organizat și al 2-lea referendum, deși eu cred că în cadrul acestui referendum o să fie o legitimitate de 65%. Eu o să vin cu o precizare în contextul referendumului. Faptul că se organizează acest referendum, ce înseamnă referendum? Asta este o consultare a opiniei populației referitor la o problemă foarte importantă pentru stat. Dovedește o dată în plus că instituțiile statului, guvernarea, vrea să consulte opinia populației ca să înțeleagă cum acționează în continuare și indiferent într-adevăr de ceea ce se întâmplă, oricum se fac anumite concluzii, se ține cont de lecția învățată și se acționează mai departe. Deci faptul că se organizează acest referendum dă dovadă că Republica Moldova este un stat democratic, întrucât oamenii au posibilitatea și li se oferă această posibilitate ca să-și spună părerea lor. Este altceva că pentru a face o alegere corectă și a spune părerea corect, trebuie să te informezi corect. Iată de ce, în opinia mea, instituțiile statului trebuie să intervină pentru ca să lupte mai bine cu dezinformarea care este în Republica Moldova, fiindcă ea este evidentă. Sunt falsuri care sunt tirajate și pentru aceste falsuri nimeni nu poartă nicio responsabilitate. Asta este trist, că în cazul în care lucrurilor se vor spune pe nume, la nivel de localitate, uitați-vă, drumul cu tare a fost amenajat cu ajutorul Uniunii Europene. Uitați-vă ce se întâmplă în modernizarea universităților cu ajutorul Uniunii Europene. Uitați-vă ce se întâmplă cu dotarea spitalelor, aparate care sunt sofisticate și foarte bune pentru ca să fie depistată boala la timp, pentru ca să fie tratate boli foarte grave. Deci, atunci când oamenii vor fi informați corect și permanent, nu din când în când, de la o ocazie la altă ocazie, dar consecvent se vor spune toate acele acțiuni care se realizează cu sprijinul Uniunii Europene, oamenii vor fi mai informați. Cu cât mai informați vor fi, cu atât mai mare va fi rezultatul acestui referendum în favoarea Uniunii Europene. În cazul în care te documentezi cu cifre concrete, așa cum au venit și astăzi colegii și au arătat foarte clar cifrele care sunt în Uniunea Europeană, ajutorul pe care îl primim din Uniunea Europeană, valorile care sunt promovate și drepturile și libertățile care sunt garantate în Uniunea Europeană, evident că oamenii, cărui om nu-i place libertatea, cărui om nu-i place să trăiască bine, să se simtă bine la el și acasă și protejat. Pur și simplu oamenii trebuie să vadă și riscurile care apar în cazul în care noi cumva ne îndepărtăm de acest vector european. Noi ajungem a fi antrenați într-un spațiu care este plin de violență, care este plin de dictat, de frică, de constrângere. Deci oamenii trebuie să-și dea seama, dar care e alternativa? Dacă nu mergem spre UE, unde mergem? Mergem spre război? Mergem spre cei care vor să își impună aici dominația cu forța? Oare noi asta ne dorim? Oare noi nu ne dorim să trăim bine, liniștit, la noi acasă, respectându-ne unii pe alții și ceilalți respectându-ne ceea ce avem noi acasă? Iar lucrul acesta se întâmplă în cazul de față la hotarele care noi le avем doar în Uniunea Европеană. Да. Продолжая то, что сказали коллеги, да, действительно, референдум – это акт прямой демократии. И это будет своеобразный тест с оценкой всего того, что сделали мы как государство и что сделал для нас Европейский Союз. То, о чем мы сегодня говорили, о тех проектах в сфере инфраструктуры, образования, медицины. Всему этому будет дана оценка на референдуме. И эта оценка будет дана не внешними экспертами, не политиками, а нашими гражданами. И это самое важное. Но, к большому сожалению, действительно, в преддверии вот этих важных событий для нашей страны, исторических, я даже сказал бы, некоторые политические акторы, как на нашем национальном уровне, так и из-за рубежа, они начинают распространять дезинформацию, связанную с этими процессами, манипулируют общественным мнением. И действительно, от того, насколько наше государство сможет бороться с этими явлениями, дезинформация, манипуляция, пропаганда, от этого в том числе зависит и успех референдума, успех нашего пути, пути нашей страны, который мы выбираем не только для себя, для наших детей, внуков, для следующих поколений. И некоторые политики призывают к бойкоту, некоторые уже выразили свое мнение о том, что он будет сфальсифицирован. Непонятно, на основании каких данных и фактов они приводят данные аргументы. Но мы должны понимать, что сейчас мы идем, и мы живем, можно сказать, в такое историческое время, и мы решаем не вопрос, что мы будем кушать завтра, а мы решаем вопрос о том, где будут наши дети, внуки и вообще наша страна. То есть это очень важное событие, и все-таки я призываю наших граждан принять участие в референдуме. Независимо от их мнения, независимо от того, что они поставят, да, нет, на какой вопрос они ответят, просто нужно прийти и осуществить наше законное конституционное право, право выбора. Надо задуматься, как мы будем жить дальше și în ce condiții vom trăi, exact cum ați menționat. în ce condiții vom trăi noi mai departe, ce alegem noi pentru viitorul copiilor noștri, ne dorim stabilitate, ne dorim libertate sau ne dorim o permanentă neclaritate și permanente probleme. Iată, Uniunea Europeană ne oferă această șansă și ar fi regretabil dacă societatea din Republica Moldova nu ar analiza și nu ar lua o decizie corectă în acest sens. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi, pentru acele explicații, acele cifre, acele exemple minunate pe care le-ați oferit publicului nostru. Eu sper și cred că cei de acasă care ne-au urmărit au luat foarte multe argumente calitative de la experții din studio pe care îi avem astăzi și cu care vor putea, de ce nu, duce mai departe acest mesaj și vor putea discuta cu cei din familie, din vecini, din jurul său, care cumva nu au suficiente argumente de ce ar trebui să meargă la referendum, de ce ar trebui să bifeze da sau nu și însăși care este identitatea noastră și ce ne dorim noi în următorii ani, ce ne dorim noi viitorilor generații. Liniște și pace vă doresc și să ne revedem tot aici la Esențial. Pe curând!